Iubiți credincioși, vă rog cu toții, împreună cu noi preoții, în această duminică a Ortodoxiei, cea din tâi din Sfântul și Marele Post, să rostim împreună, precum Sfânta Biserică, mama noastră a tuturor, și Sfinții Părinți, care sunt frații noștri cei mai mari, așa au obișnuit, să se lepede în această duminică de orice gândire și de orice credință deșartă și rătăcită. În același fel și noi să îmbrățișăm și să ne păstrăm credința ortodoxă, care este singura credință una mântuitoare, și să le lepădăm pe toate celelalte credințe greșite, dându-le anatema așa cum Sfânta Biserică a făcut de atâtea veacuri și Sfinții Părinți au procedat. De aceea noi vom citi acum rugându-le lui Dumnezeu să ne lepădăm de toate aceste învățături și să le dăm pe ele anatime, adică să le îndepărtăm și să le scoatem din viața noastră. Lui Arie, primul luptător împotriva lui Dumnezeu, anatema, anatema. Lui Vulfila, semi-arianul, lui Nestorie, lui Macedonie, care spun că Sfânta Treime a suferit, și lui Valentin, anatema, anatema. Lui Petru Gnafens, cel ce spunea Sfinte fără de moarte, cel ce te-ai răstignit pentru noi, anatema, anatema. Lui Pavel de Samosata și lui Teodotion, anatema, anatema. Lui Petros Dileos numit și Lico Petru, lui Eutihie și lui Sabiele, anatema, anatema. Lui Iacov Armeanul, lui Dioscor al Alexandriei și lui Sever, lui Serghe, Pavel și Pir, împreună cu Serghe, ucenicul lui Lico Petru, anatema, anatema. Origeniștilor și celor din preună cu ei, anatema, anatema. Căzuților și anticanonicilor patriarhi, ce neagă sinodul al patrulea ecumenic, Carechin al doilea al Armeniei, Teodoros al doilea al Egiptului, patriarhul copților, Pavel al Etiopiei, Ignatius Efrem al doilea al Siro-Iacobiților, Baselios Toma al malabarienilor indieni, care în mod greșit se numesc pe sine ortodoxi, și celor ce sunt în comuniune cu ei, anatema, anatema, anatema. Celor ce neagă sfintele sinoade ecumenice al patrulea, al cincilea și al șaselea, monofiziților, monoteliților, monoenergiștilor, anatema, anatema. Eutihianiștilor, iacobiților și argivuriții, anatema, anatema. Adunării înfricoșătoare împotriva cinstitelor icoane, anatema, anatema. Celor ce neagă sfântul al șaptelea sinod ecumenic, celor ce nu se închină Domnului nostru Iisus Hristos în icoana descrisă după firea omenească, anatema, anatema. Lui Varlam de Calabria, Grigorie Achindin, Prohor al Chidoniei, Nichifor Grigoras, Gheorghios Lapitis și urmașilor lor, anatema, anatema. Cei ce învață erezia neobarlamistă, anatema, anatema. Huritorului de Hristos Francisc de Assisi, împreună cu toți minciunos sfinții papistași ai catolicilor, anatema, anatema. Cel după canoane căzut și fără temelie ereziah papă al Romei celei vechi, Francisc I, și celor ce sunt în comuniune cu el, anatema, anatema. Celor ce învață că Biserica Ortodoxă ar fi biserică soră cu adunarea romano-catolică și cu alte erezii, anatema, anatema. Lui Martin Luther, Jean Calvin, Urlich Zwingli, Henric al VIII-lea, lipsitului de Evlavie împărat, și celor adunați împreună cu ei și tuturor ramurilor protestante, anatema, anatema. Ereziarhului adunării religioase a anglicanismului, Justin Welby, și celor ce sunt în comuniune cu el, anatema, anatema. Celor care neagă și defăimează pe Maica Domnului, treimea cea de o ființă și nedespărțită, rabini ai iudaismului, islamiști, membri ai societății turnului de veghe, a pseudo, marturilor lui Jehova, anatema, anatema. Celor care defăimează sfintele taine ale bisericii, baptiști, adventiști, penticostali și tuturor ramurilor neoprotestante, anatema, anatema. Celor care predică și învață panerezia ecumenistă, intercreștină și interreligioasă, anatema, anatema, anatema. Celor care predică și învață erezia post-patristică și post-canonică,
cum că învățăturile Sfinților Părinți ar fi perimate și învechite, anatema, anatema, celor care neagă sinoadele al 8-lea și al 9-lea ecumenice, de pe timpul Sfântului Fotie cel Mare și a Sfântului Grigorie Palama, papo filiocviștilor, anatema, anatema, așa zisului Consiliu Mondial al Bisericilor, adică al ereziilor, ce învață că fiecare ramură protestantă este o parte din Biserica lui Hristos, și celor ce participă la rugăciuni în comune, la blasfemica și călcătoarea de canoane, așa zisa săptămână de rugăciune pentru unitatea creștinilor din luna ianuarie, considerându-i pe eretici frați în Hristos, anatema, anatema, declarației de la Toronto, acordurilor de la Balamand și Chambéry, în care anticalcedonienii în mod mincinos sunt recunoscuți ca ortodoxi, textelor de la Porto Alegre și Busan, anatema, anatema, celor ce învață că biserica ar cuprinde toate confesiunile despărțite de ea numindu-le biserici nedepline, și celor care spun că există sfinte taine, har mântuitor și sfințenie în afara Bisericii Ortodoxe, cele una sfinte, sobornicești și apostolești, anatema, anatema. Celor care învață că patriarhul ecumenic este primus sine paribus, adică primul fără de egal, anatema, anatema. Textelor eretice ale ecumenistului pseudo-sinod din Creta din luna iunie din anul 2016, numit așa Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe, și celor ce le primesc și le pun în practică, acele texte care consfințesc, așa zis, restaurarea unității creștinilor și denumirea istorică de biserici pentru eretici, care consfințesc Constituția, așa zisului Consiliu Mondial al Bisericilor ca baza dialogului cu ereticii, adică minimalism dogmatic, care consfințesc declarația de la Toronto, care afirmă că există membri ai bisericii în afara zidurilor Bisericii Ortodoxe și că Biserica lui Hristos este mai mult decât confesiunea fiecărui membru al așa zisului Consiliu Mondial al Bisericilor în parte, care consfințesc căsătoriile mixte cu eretici, adică printr-o falsă economie, care consfințesc conceptul lui Ioannis Zizulas despre persoana umană, anatema, anatema, anatema. Teosofilor, mormonilor, masonilor, roscrucienilor, scientologilor, serbianiștilor, agnosticilor, neomarxiștilor, etnofiletiștilor și celor care au făcut schismă în Ucraina și în Republica Moldova, anatema, anatema, tuturor ereticilor, anatema, 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 pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, este prima duminică din Sfântul și Marele Post, este Duminica Ortodoxiei, căci Sfânta Biserică din totdeauna, în această primă, din tâi duminică, ne amintește, iubiții mei, că avem credința cea una, credința cea mântuitoare și că întrânsa cu mila lui Dumnezeu,